crezi că trăiești mai mulți ani. Vrei cu bani să-ți cumperi viață, să nu-ți faci nicio speranță. Eu îți spun că nu-i așa, viața n-o poți cumpăra. Nici cu aur, nici palate, nici cu bani sau diamante. Că viața e Dumnezeu și-a murit în locul meu. Dar Domnul Iisus a înviat și mântuire El mi-a dat. El este Domnul domnilor, împăratul împăraților. Dacă tu trăiești, nu poți să te împotrivești. Orice om în sfârșit are, viața nu e de vânzare. Ai văzut că și împărați, nici ei nu au fost iertați. Iar fi fost să facă plată, n-ar fi murit niciodată. Că viața este Iisus, la moarte s-a lăsat dus. Dar pentru noi a suferit, dar înțelegi suflet iubit. Dar pe noi El ne-a mântuit, dar fie veci de veci slăvit. El este Domnul domnilor, împăratul împăraților. Dacă vrei ca să trăiești, trebuie să te pocăiești. Pe Domnul să îl primești, până pe pământ trăiești. Să faci legământ cu El, dacă vrei să ajungi în cer. Că fără de nu ajungi în cerul sfânt. Suflete, ce te gândești, dar de ce nu te pocăiești? Că dacă nu te pocăiești, dar tu în iad o să sfârșești. Dar și acolo-i tare greu, dar vei fi fără Dumnezeu. Vei plânge, vei regreta că ai refuzat chemarea mea. Thank you.
Omule, când ai bani, ți-ai făcut și mulți dușmani. N-ai să trăiești cât pământul și ție îți vine rândul. Cât trăiești să fii un bun, că doar faptele-i rămân. Te rog să te pocăiești cât pe pământ tu trăiești. Domnul Iisus, El te așteaptă, dar ușa încă-i descuiată. Dar fă cu El un legământ, dar și te aduce în cerul sfânt. El este Domnul și Tatăl pocăiților. Da, vino, Doamne, și ne ia, da, și Tu ne-ai în slava Ta. Mormântul voie
Domnul Iisus i-a mustrat pentru necredința și împietrirea inimilor, pentru că nu crezuseră pe cei ce-l văzuseră înviat. Apoi le-a zis: duceți-vă în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la orice făptură. Cine va crede și se va boteza, va fi mântuit, dar cine nu va crede, va fi osândit. Iată semnele care vor însoți pe cei ce vor crede. În numele meu vor scoate dragi, vor vorbi în limbi noi. Dacă vorbea ceva de moarte, nu-i va vătăma. Își vor pune mâinile peste bolnavi și bolnavii se vor însănătoșa.